Sfântul Părinte s-a bucurat de o primire extrem de călduroasă din partea a 10.000 de oameni. Papa a susținut un discurs în Parlamentul European, în cadrul căruia a cerut un răspuns uman pentru problema miilor de imigranți care încearcă să ajungă în Europa în fiecare an. Papa Francisc a fost primit la Strasbourg cu toate onorurile unui șef de stat. O fanfară a interpretat imnul Uniunii Europene, iar coloana oficială în care se afla suveranul pontif a fost escortată de zeci de polițiști către sediul Parlamentului European. Aici Papa Francisc a semnat Cartea de Aur a instituției, în compania președintelui Parlamentului European, Martin Schulz. Papa Francisc a vorbit în Parlament despre importanța Europei în lume și a avertizat că Uniunea Europeană nu poate rămâne un participant activ în politica internațională dacă acțiunile sale sunt privite cu neîncredere. Suveranul pontif a cerut și înțelegere pentru imigranții care se luptă să ajungă în spațiul comunitar din dorința unei vieți mai bune. Aș vrea să lansez o încurajare de a ne întoarce la convingerea fermă a părinților fondatori al Uniunii Europene care doreau... Da, avem o informație de...